Păi e un anul nou, începem de la zero, ne dorim să facem cât mai bine. Nu putem să spunem că anul trecut a fost un an rău, că prima parte am făcut istorie, am ajuns în grupele Europa League. A doua parte în campionatului nu a fost atât de bună, dar să rămânem și cu partea asta, că am făcut ceva care n-a fost niciodată la Târgu Jiu și trebuie să ne amintim de lucrurile bune și nu din cele rău. Va mai putea reuși vreodată Pandurii? Da, nu se știe. Păi și înainte nimeni nu dăda pentru Pandurii să ajungă unde a ajuns. Și cu multă muncă am reușit să facem ceva care nu se aștepta nimeni. De la anul sistem competițional cu 14 echipe, cum se pare? Păi dacă așa au făcut, înseamnă că așa cred că e mai bine. Pentru jucători poate că e mai rău, că sunt mai puține echipe, dar poate să fie mai multă calitate, poate să fie un campionat mai bun. Cine știe? Și mai dificil? Da, și e mai dificil, normal. E un nou început cu Petre Grigoraș? Da, pe Grigoraș le știam deja dinainte. A făcut, întotdeauna cât a fost la Pandure, a făcut o muncă și a avut rezultate foarte bune. Și s-a văzut acum în finalul campionatului, când a venit, s-a văzut și o diferență și așteptăm în continuare să fie cum a fost până acum cu domnul Grigoraș. Postul de portar pare cel mai bine acoperit, dar și concurența pe măsură. Da, e bine, concurența întotdeauna e bine și postul de portar, pentru mine, eu zic, e unul dintre cele mai importante posturi din echipă și foarte bine că avem concurență, avem calitate și